Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trusesc giratoriu din Sibiu, din județul Sibiu, a fost montat un indicator pe care scrie că n-ai voie să te învârți de mai mult de 3 ori. Pentru domnul Iohannis. Nu, de serios, deci. Da, e undeva lângă un hotel, Fântânița Haiducului, pe DN1, nu știu unde, sub indicatorul de sens giratoriu scrie că este permis și este panou. Scrie maxim 3 ori. Asta mi se pare absolut genial. Maxim, am zis. Este maximum de 3 ori. Reprezentanții pro-infrastructura care au făcut poza precizează că, deși imaginea pare una hazlie, în spatele ei se ascund probleme serioase. Nici nu ne îndoim. Cum ar fi? Mă, dar ce a determinat apariția acestui indicator? Dai seama că dacă se adună mai mult de 3 mașini și se învârt de 3-4 ori, nu mai intră nimeni în intersecție. Da. Probabil. S-a învârtit cineva vreodată de mai mult de o dată într-un sens giratoriu? O dată am mai pățit și eu, cred că... Nu cred. Dacă nu, am ratat ieșirea și atunci am mai făcut o tură. Mi s-a întâmplat, cred că, de 2 sau de 3 ori. Maxim de 3 ori. Da, așa să mă învârt, să fiu total nehotărât, nu. Fost situații, adică asta e de Mr. Bean. În giratoriu, știi? Cu Chevy Chase. Cu Chevy Chase. Era un film cu familia de american la Paris. Și când intră într-un sens giratoriu și nu reușește să iasă zile întregi. Adică nu știu cum se iese. Ce spune, Luca? De asta, că intri în giratoriu și dacă nu știi pe unde trebuie să ieși și te apuci să pui Waze-ul până se conectează, până aia, poți să faci niște giro. Și după 3 ori ce? Adică te trage pe dreapta? Ce-ți face? Nu, mă, dar ți-atrage atenția, să mai lași și pe alții. Citez. Dincolo de hazliul situației și de ingeniozitatea legendară a românilor în materie de indicatoare rutiere, subiectul circulației prin girație e unul foarte serios și complicat, care generează multă confuzie, fiind o enigmă totală pentru numeroși șoferi autohtoni. Adevărul că i-am văzut pe colegii de trafic care ei dau semnal stânga, că merg în giratoriu. În sensul că ne învârtim, deci dăm semnal stânga, pentru că ne învârtim la stânga. Dacă am fi circulat pe partea stângă și ne-am fi învârtit la dreapta, dădeam pe semn. Da. Deci, din câte știu, eu nu vreau să mă înșel cumva. O să primim multe mesaje de la șoferi profesioniști și amatori care știu exact cum este. În sensul giratoriu nu se dă semnal decât când eventual ieși. Când intri și când ieși. Da. Că altfel se consideră că ești ca și cum ai merge drept pe bandă, doar că banda e puțin curbată. Nu trebuie să dai semnal. Păi și dacă ești pe banda fix din mijloc, da, și semnalizezi stânga, ce vrei să semnalizezi? Că te duci pe banda a treia, cum ar veni dacă mai e încă una. Păi și dacă te duci pe ultima din stânga, ce mai semnalizezi? Adică dacă te învârți? Da. Nu, e normal, nu mai semnalizezi. Deci semnalizarea în sensul giratoriu arată doar că vrei să schimbi banda de circulație, nu că te învârți. Practic. Dar nu știu, voi ați rămas în vreun sens de ăsta, măcar de 2 ori? Nu. Nu. La Luca mă aștept să nu. Nu. Nu am ce te aștepți la Luca și adică eu ce am? Nu înțeleg. Ai profilul de învârtitor, da. Tu poți să fii nehotărât. Nu, tu poți să fii nehotărât în sensul. Eu nehotărât, da, în sensul giratoriu? Da. Eu știu dinainte unde mă duc și care-i treaba în sensul giratoriu. Cum e posibil? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.